Bun găsit pe Raportul de Gardă, emisiunea 1 la 1, astăzi e de fapt 1 la 2. Sunt Marius Geantă și îmi face mare plăcere să îi prezint pe invitații mei de astăzi. Doamna Dana Constantinescu este general manager al companiei GSK România și domnul profesor Adrian Săinu Cercel. Vorbim astăzi despre campania Nu sferi privirea în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva HIV-SIDA. Sunt 30 de ani de la mai multe momente istorice, trebuie să spunem asta. În 1989 cădea zidul Berlinului, Dalai Lama lua Premiul Nobel pentru Pace, devenea comercial GPS-ul, care ne-a dus astăzi la Institutul Matei Balș în timp pentru acest interviu, dar în același timp, acum 30 de ani, se întâmplau lucruri importante și în zona medicală. Cu domnul profesor Adrian Săinu Cercel am vorbit anul trecut despre hepatita C, în acel an a fost descifrat practic virusul hepatitic C, descris ca atare. Astăzi vorbim despre HIV-SIDA și aș începe cu domnul profesor, pentru că la Institutul Matei Balș e de fapt începutul luptei împotriva HIV-SIDA în România. Ce vă amintiți din acea perioadă? Eu mi-am amintesc încă foarte multe lucruri, că încă mă ține memoria. Dar anul de început acestei infecții în România a fost localizat în 1985. În 1985, undeva prin iunie-iulie al 85, au fost două cazuri în serie de pacienți care erau afectați de SIDA. Atunci se spunea full-blown AIDS, adică SIDA complet. Putem spune acum, după atâția ani de zile, că HIV a intrat în România cu trenul. Pentru că primul caz a fost la un conductor de tren pe relația București-Viena și a ajuns să fie internat la noi după ce a trecut printr-o clinică de hematologie la profesor Berceanu la Fundeni. Împreună cu profesorul Căruntu de la noi, de la infecțioase, s-au stabilit să transfere pacientul cu febră prelungită și anemie, etc. la noi și a ajuns la mine în salon, unde după câteva zile bune, împreună cu doctorul Orinescu de la Centrul de Transfuzie, am reușit să stabilim diagnosticul de infecție cu HIV la acea vreme. La niciun rând după aia a venit un al doilea caz de medic de data asta, a venit din Statele Unite, pe relația Craiova, și care avea o boală diareică prelungită și a ajuns la noi pentru a stabili etiologia. Noi am văzut că are infecție cu Cryptosporidium, și așa s-a ajuns la diagnosticul de infecție cu HIV, fiind o boală patognomonică pentru definirea infecției cu HIV. După care a venit anul 89, pe care îl știm cu toții. Prin august au făcut o serie de teste la o serie de copii din niște orfelinate și s-a văzut că există un număr destul de mare de copii care potențial ar fi infectați cu HIV. A venit momentul decembrie 89, și pe urmă, februarie, martie, deja noi ne-am trezit cu 126 de copii cu malnutriție protein calorică severă, adică erau piele și os, și nu aveam absolut nimic la îndemână din punct de vedere terapeutic, pentru că nici măcar în lume nu era așa ceva. Pentru că pe urmă să vină anul 1995 cu declarația de la Paris, prin care s-a statuat faptul că infecția HIV-SIDA este o problemă de sănătate publică majoră și că toată planeta ar trebui să se ocupe de acest lucru. Și pe urmă, cu timpul, a apărut compania Glaxo, care a dus AZT-ul în România și am început și noi, din 1995 încoace, terapiile cu AZT la copii. Ceea ce este de remarcat faptul că personalul a fost extrem de dedicat. Și mare parte din personalul de atunci este și acum și îngrijește de adulți, respectiv ce avem în momentul de față. Au fost atât de dedicați că lucrau la momentul respectiv fără mănuși. Pe o serie de copii care erau cu secreții mucopurulente și sanguinolente. Acum știm toate aceste lucruri. Atunci eram la începuturi. A beneficiat de o serie de ONG-uri care au venit inițiat din Marea Britanie, apoi din Elveția și ne-au ajutat în acest sens. Ei, având o oarecare experiență pe pacienții cu infecție cu HIV,
Și, pe urmă, a început pericolul terapeutic și descoperirilor în domeniu, iar astăzi e deja floare la ureche, dacă pot să spun așa, pentru că nu mai seamănă nimic cu nimic. Dacă la începutul anilor 90 rata de mortalitate era undeva la, sau speranța de viață, mai bine spus, undeva la 6 luni de zile, în momentul de față, o persoană care e infectată de HIV și care se ține tratament și diagnosticată cum trebuie, trăiește fără niciun fel de probleme, eventual cu o tabletă pe zi. Dar, pe care culmea, trebuie să o ia. Pentru că o tabletă care e ținută undeva pe noptieră sau pe o etajeră, nu are absolut niciun fel de efect. Poate doar de design. Dar dacă este luată și înghițită de pacient în fiecare zi, în mod constant și la aceeași oră, duce o viață absolut normală, fără niciun fel de probleme. Și dacă vreți, vă fac așa o paranteză, cât să chinuie un pacient cu diabet, da? Și cât să mai chinuie acum, eventual, un pacient infectat cu HIV. Pacientul cu diabet trebuie să-și ia glicemiile, să-și facă injecțiile cu insulină, dacă vorbim de cei care se dependă de insulină, etc., etc., trebuie să mănânce cântărit. Pacientul care este în momentul de față cu HIV și este și aderent la programul nostru de terapie, duce o viață absolut normală. Evident că trebuie să-și facă controle regulate, în așa fel încât să fie totul ținut sub control. Să spunem că la nivelul anului 2018 în România trăiau aproximativ 15.000 de persoane cu HIV-SIDA. Probabil că o parte dintre aceste persoane au fost sau au început să fie tratate chiar în anii 90. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți în minte un caz, o poveste care... Am multe povești, dar nu povești, ci povești de viață. Povești de viață, în sensul acesta. De scriitor. Pentru că vorbim despre o boală care era o sentință. Acum 20 ceva de ani, 30 de ani, a fost o sentință. Și vom discuta în relație cu campania Nu-ți feri privirea, de ce mulți oameni probabil cred că în continuare e o sentință și au o anumită abordare specifică sau, mă rog, în relație cu aceste persoane. Dar haideți să vedem. Noi avem tendința să rămânem cu prima impresie și să nu mai schimbăm ani mulți de zile. Vă dau un exemplu de prima impresie. Pe vremea dădămult se vorbea de regimul hepatic. Și că dacă ai făcut, Doamne ferește, hepatită, nu mai voi să mănânci de aia, nu mai voi să mănânci de aia. O prosteală. El nu există. Ei să nu mai rețin de cruțare biliară. Și revenind la problema noastră, sunt foarte mulți din cohorta românească, adică copiilor infectați la vremea respectivă în clastere, în orfelinate, în majoritatea lor, motiv pentru care am și definit acest eveniment ca un accident epidemiologic, că nu s-a dus nimeni să îi infecteze cu HIV. A fost un accident epidemiologic. Și toate țările astea care se dau acum mari, au avut câte un accident epidemiologic în curtea lor, pe care l-au recunoscut sau nu l-au recunoscut, e mai puțin important. Cert este că mai mult de jumătate dintre ei, datorită programului care a fost lansat în România, sunt în momentul de față, în viață, au familii și au și copii. Și este o mascotă a noastră, dacă vreți, care în Marea Britanie a plecat împreună cu colegii care se ocupau din ONG-ul respectiv, care și-a făcut un business în Marea Britanie și care a venit de curând să ne viziteze și să ne arate că datorită nouă duce viața absolut normală. Probabil că de aici o serie de informații pe care au britanii și se speriau de români că se vor duce și le vor invada teritoriul. Falsă chestie, strict în domeniul politic și asta nu ne interesează. Ne interesează faptul că lumea trebuie să citească un pic. Și trebuie să înțeleagă că cititul nu este dăunător, cu o singură condiție. Să citească din surse care sunt sigure. Sau să privească acest material. Sau să privească acest material. Pentru că atunci când spunem că pacientul infectat cu HIV nu este un pericol social, nu e un pericol social. Deci nu trebuie să ferească nimeni de el, nu trebuie să ferească să dea mâna cu el, nu trebuie să ferească să pupe cu el, etc. Adică nu mai e HIV-ul ce a fost. Când nu aveam absolut nimic, când nu existau medicamente, când nu exista acest exod, dacă vreți, din punct de vedere terapeutic, da, era o frică și noi aveam o temere. Dar gândiți-vă că noi în 85 lucram fără mânuși, da? Când făceam o puncție lombară ne dădeam cu iod activ care ardea țesuturile și aveam microleziuni cu date
și nu s-a îmbolnăvit nimeni. Ceea ce demonstrează că dracul nu e chiar așa de negru pe cât vrea să fie prezentat. Ați vorbit despre dedicarea medicilor și exemplul cu mănușile cred că este elocvent. Ați vorbit despre momentul declarației din 1995, care a transformat subiectul într-o prioritate politică și ați vorbit în repetate rânduri, evident, despre dezvoltarea soluțiilor de tratament și fără a intra în detalii, trebuie să spunem că au fost dezvoltate succesiv o serie de variante care ne fac acum să spunem că HIV-SIDA este o boală cronică, iar un pacient cu HIV-SIDA... Atenție, HIV este o infecție cronică. Infecție cronică. Că noi nu vrem să mai vorbim de SIDA. SIDA reprezintă exact forma de boală dată de către HIV. Dacă HIV e diagnosticat la timp infecția și începe tratamentul după toate regulile artei, așa cum le avem în momentul de față, el nu se mai transformă într-o boală și rămâne cu o infecție cronică ținută sub control pentru tot restul vieții. Ceea ce trebuie să monitorizăm noi în mod activ sunt eventuale efecte secundare terapeutice, pentru că și medicamentele astea sunt și ele niște chimicale și cu care organismul nu a fost învățat de la mama natură. Și atunci noi, cunoscându-le acum efectele adverse și având posibilitatea să jonglăm între ele în așa fel încât să le reducem, e ceva care este natura firii în momentul de față să nu mai ajungă să aibă HIV, adică să aibă SIDA. Și această transformare, asta mă pregăteam să spun, reprezintă cu siguranță, poate fi pusă pe carte de vizită a industriei farmaceutice, fără niciun fel de discuție, este un foarte mare succes. Și aș vrea să mergem la doamna Dana Constantinescu. GSK România este tot de 30 de ani. Ne învârtim în jurul acestui simbol în România și a avut, în mod evident, prin portofoliul de produse, o contribuție în schimbarea aceasta, aș spune, istorică. Cum se vede din acum, după 30 de ani, din industria farmaceutică, această infecție cronică cu HIV? Foarte diferit, așa cum spunea și domnul profesor, și din punctul nostru de vedere. Pentru că, într-adevăr, suntem o companie cu aplecare către producerea de medicamente inovatoare. Și asta este o componentă foarte importantă a tuturor demersurilor pe care le-am făcut de la începuturile acestei companii. GSK având o istorie la nivel global de peste 300 de ani. Cred că este primul lucru la care ne uităm în activitatea noastră de zi cu zi. Și revenind la ce spunea domnul profesor despre pacienți, în fiecare zi încercăm să găsim aceste tratamente care să le facă viața mai ușoară. Mai ușoară în ce sens? Să aibă mai puține evenimente adverse, să tratamentul să fie eficient, să fie ușor de administrat, adică să-i ajutăm pe pacienți să rămână aderenți la acest tratament despre care vorbea domnul profesor. Pe lângă acest, dacă vreți, prim demers sau prim obiectiv pe care îl avem noi ca industrie sau ca și companie, cred că este rolul nostru să aducem un ajutor suplimentar în comunitățile în care operăm în fiecare zi. În fiecare țară în care GSK este prezent, se implică în programe de susținere sau de integrare în comunitatea pacienților, acolo unde are tratamente care se adresează acestor patologii cronice, acute sau infecții cronice, cum spunea domnul profesor. Industria farmaceutică, așa cum vorbeam, a contribuit la această poveste de succes, numai că e în fața, alături de noi toți de altfel, în fața unei provocări de a identifica și acea terapie potrivită împotriva stigmatizării. Stigmatizarea, cum spunea și dumneavoastră, domnul profesor, reprezintă o problemă cel puțin la fel de importantă ca infecția HIV pentru pacient. Avem date care arată distanța socială pe care oamenii sunt tentați să o ia față de o persoană cu HIV-SIDA. De asemenea, o persoană infectată și cunoscută are probleme în a-și găsi un job, o parteneră de viață, un partener de viață și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb tot pe dumneavoastră să continuăm cu nu feri privirea. Ce vreți să spuneți prin asta? Este, într-adevăr, este o inițiativă începută de GSK anul trecut.
Este o inițiativă care într-adevăr se adresează unor nevoi pe care le-am văzut în rândul acestor pacienți. Noi colaborăm atât cu societățile medicale, cu medicii care tratează acești pacienți în fiecare zi, dar și cu asociațiile de pacienți. Și ei ne spun foarte multe lucruri cu care se confruntă în fiecare zi. Această stigmatizare a pacienților cu HIV infectați cu virusul imunodeficienței umane este în continuare o problemă foarte prezentă în România. Și așa cum spuneai și tu, există studii care arată că românii cred despre acești pacienți niște lucruri care nu mai sunt adevărate în ziua de astăzi. Și într-adevăr, românii, conform acestor studii, chiar cred că sunt o categorie de pacienți care își găsesc într-adevăr un job foarte greu, pot să-și construiască mai greu o carieră față de toți ceilalți, oameni neinfectați cu acest virus. Nu-ți feri privirea este, așa cum spuneam, o campanie începută de noi anul trecut și care are, dacă vrei, ca obiectiv principal exact această, cum să spun, legătură fundamentală care se produce între oameni când se privesc în ochi. Pentru că această legătură fundamentală care se creează este exact mesajul acestei campanii, de a rezista tendinței de a evita pe acești oameni, de a-i privi în ochi și de a-i trata ca pe niște oameni absolut normali. Mai mult decât atât, tot prin acest mesaj al campaniei este și un apel al nostru către toată lumea în a se informa. Cum spunea domnul profesor mai devreme, este o infecție care se transmite doar prin anumite căi, deci doar printr-o strângere de mână, o îmbrățișare, o privire, este absolut suficient să te apropii de un astfel de pacient și să-l consideri absolut normal. Cum se vede din perspectiva dumneavoastră stigmatizarea? Și aș dori să introducem și o componentă specifică, stigmatizarea în interiorul sistemului de sănătate. La nivelul societății, cred că tabloul este deja clar conturat. Noi am luat în calcul acest lucru în urmă cu ani de zile și așa s-a făcut că a apărut legea 584 care protejează pacientul HIV-SIDA în 2002. Deci, cu mult timp până la. Și am plecat de la faptul că în Statele Unite, la vremea respectivă, erau o serie de elemente în presă cu privire la stigmatizarea pacienților afectați de această infecție. Și am zis că nu trebuie să așteptăm pe altcineva din afară să vină să ne facă nouă legislație, să ne ocruim singuri. Și am beneficiat de suportul unor deputați la vremea respectivă, care au înțeles fenomenul și au dat curs acestei problematici. Ce să vă spun, stigmatizarea vine din frica umană până la un anumit punct de a nu te îmbolnăvi sau de a nu lua acest virus. Repet, când era o problemă major de sănătate publică din punct de vedere al modului de afectare al vieții și a respectiva calității vieții, da, pentru că trebuie să ne aducem aminte că acești pacienți aveau niște borcane mari cu medicamente, da? Și luau până la 20 de tablete într-o zi. Și aveau probleme să și le țină la frigider, aveau probleme să le ia, aveau probleme de toleranță digestivă, aveau multe, multe probleme. Acum, orică iei un paracetamol, orică iei ce vrei să mai, că te doare capul, da? Că tot văd reclame la televizor, cu tot felul de suplimente de-astea, așa zise, alimentare, orică e o pastilă pentru HIV, nu schimbă cu nimic datele problemei. Mai mult decât atâta, spune omsul de dimineață până seara, nedetectabil, egal, netransmisibil. Deci dacă nu are virus în sânge, ceea ce înseamnă că și-a tableta respectivă, n-are ce să transmită. Păi atunci unde mai e riscul? Mai mult decât atâta, avem dovada pe teritoriul României că rata transmiterii verticale de la mamă la făt a scăzut dramatic, de la 40% sub 2%. Unde mai e problema? Și la 2% sub 2% este pentru că unele mame nu înțeleg că trebuie să-și ia medicamente și să vină cu copilul la control. Că și aici e o problemă de percepție. Deci lucrurile concrete din viața de zi cu zi spun, domnule, gata, terminați cu această problemă, da? Rămâne în continuare o problemă de sănătate publică, dar asta nu înseamnă că rămâne o problemă pentru societate.
lucrul e complet diferit. Am avut situații de doctori. Unii dintre ei s-au făcut doctori. De ce? Pentru că tocmai știind cu ce s-au confruntat, înțelegând mult mai bine fenomenul decât un medic care nu are experiență atâta în domeniu și trăită, au vrut să facă medici. S-au făcut medici și evident că trebuie să fie și angajați, că au dreptul la muncă. Nu le îngrădește nimeni dreptul la muncă. Numai noi le îngrădim dreptul la muncă cu mentalul nostru. Trebuie să ne modificăm atât de mult mentalul încât să realizăm că nu reprezintă niciun fel de pericol. Și eu vin și spun invers. Angajatul știe dacă angajatorul lui e infectat cu HIV sau nu? Habar n-are. Și nici nu interesează. Îl interesează să-și ia salariul și să aibă un loc de muncă. Deci vedeți că lucrurile trebuie privite și așa, și așa. Pentru că noi să spunem că știm un număr de persoane care sunt infectate cu HIV. So what? Știm foarte bine, știm ce să le spunem, știm să-i chemăm la control, știm să le oferim servicii medicale dacă au nevoie de ele, să-i ajutăm să ducă viață absolut normală. Deci asta am învățat în acest amar de timp. Și n-a fost ușor, vă rog să mă credeți. La nivelul anului trecut s-au înregistrat aproximativ 275 de noi cazuri de infecție HIV în România. Numărul a scăzut, așa cum spunea și dumneavoastră. Dar și cazuri de import, atenție! Da. Deci ce aș vrea să vă întreb este, în momentul în care comunicați diagnosticul, în anul 2019, cum e el primit de persoana respectivă? Pentru că acesta poate fi un indicator, cred, asupra... Nu. Da, cred că percepții... suntem pe o pistă falsă, pentru că în momentul când te lovește pe tine ceva, ți se schimbă complet percepția despre lume și viață. Absolut, complet. Totul ți se dă peste cap. Orice infecție ai face. Că e cu HIV, că e cu virus hepatic B, că e cu virus hepatic C. Chiar dacă eu le spun acum, domnilor, cu ce nu avem nicio problemă, că vă vindecați în 12 săptămâni sau în 8 săptămâni, cel care are... cu sabia Damocles asupra capului. Deci nu cred că trebuie să privim așa problema. A zice că trebuie să ne gândim să-i transmitem oamenilor, domnilor, nu vă feriți unii de alții că în primul rând că nu știți fiecare ce are de lângă voi. Și în sunul familiei. Stai cu soțul, cu soția, 20 de ani, habar n-ai dacă ai lângă tine pe cineva care e infectat cu HIV sau nu. Deci noi toți spunem, persoana care este infectată cu HIV vine, semnează o... un aviz acolo că și-a luat la cunoștință statusul HIV, etc., și că nu va transmite cu voință infecția, dar este tot o hârtie. Însă, dacă plecăm cu un proces de educație de la grădiniță, cum începe să ne spălăm pe mâini, cum să folosim grupul sanitar, adică lucrurile de bază, mergem pe măgaza atât și începe să vorbim de infecție de trag respirator, cum să ne ferim năsucul dintr-o parte în altă, etc., etc., lucruri de-astea, încet, încet se va ajunge și la înțelegerea că nu tot ce reprezintă un proces infecțios este unul care poate pune viața în pericol. Acum vorbim de HIV. Dar când am vorbit de SARS și mureau pacienții aia pe capet sau de cazurile de infecție respiratorie din Egipt, de nu știam cu ce se confruntă, cum a fost? Și ce, nu s-a mai dus lumea în Egipt să vadă piramidele? Nu. S-a dus, sau par n-aveau, că pe urmă se întocea de acolo cu o potențială problemă. Nu s-a mai dus lumea în Indonezia sau în alte părți să vadă locuri exotice, ca să spun așa, și de acolo veneau cu virusul gripal? Bă, na. Lumea trebuie să înțeleagă că pe Pământ, Dumnezeu, când a făcut această planetă, cu 3 miliarde de ani înainte să facă omul, a făcut microorganismele. Și n-a făcut puține, a făcut peste 3 miliarde. Din astea 3 miliarde făcute și care există pe Terra, noi cunoaștem sub 0,5%. Deci ce cunoaștem noi? Infim. Însă, tot Dumnezeu a spus, băi omule, hai că mi-e milă de tine că te-am făcut din lut, da? Hai să te protejezi puțin. Și a luat o serie de geme din aia 3 miliarde, i-a pus în registru și a spus, te tapetezi cu ăștia, ca să fie un fel de scut. Cum e ăsta din spatele nostru? Da. Da? Și i-a spus așa, nu feri privirea față de cei din jurul tău. Și el a zis, băi, față de cine să nu feriți privirea? Asta e că am uitat. Și a făcut-o repede pe Eva. Și atunci, de aici încolo, a apărut tot ce era de apărut. Nu ne ferim privirea. Și nu și-a ferit-o nici Adam, să știți.
Ar putea fi un final foarte bun al discuției noastre, dar aș vrea o întrebare și mai care să placeze cumva subiectul în următorii ani. GSK a început anul trecut această campanie, o continuă anul acesta. Suntem bucuroși că pe raportul de gardă.ro continuăm și noi demersul. V-aș întreba pe dumneavoastră ce aveți în vedere, iar pe domnul profesor după aceea, care credeți că ar fi factorii de succes ai unei inițiative de acest fel? În ce constă, de fapt, foarte concret această campanie? Pentru că aici cred eu că putem să sprijinim tot acest efort pe care medicii îl fac în fiecare zi legat de întrebările tale de mai devreme, Marius. Ce se întâmplă cu acești pacienți? Cum primesc informația? Ce se întâmplă cu familiile lor? Ce se întâmplă cu prietenilor sau cu comunitățile în care acești pacienți trăiesc? Și aici cred că putem să ajutăm noi. Ce facem cu această campanie în mod concret? Este o campanie care are mai multe componente de comunicare. Deci tot efortul medicilor și toate poveștile pacienților, începând cu momentul acela de acum 30 de ani, le vom strânge într-o serie de videoreportaje, articole, comunicări pe care le vom transmite atât înapoi către asociațiile de pacienți pentru a fi și ele publicate mai departe, popularizate în rândul comunităților lor, dar și către presa largă și către presa de specialitate. Astfel încât toate aceste povești, adică modul în care acești pacienți au ajuns să trăiască o viață normală astăzi, poveștile medicilor cu acești pacienți care au ajuns astăzi să le trateze copiii sănătoși proveniți din acești pacienți, sunt lucruri pe care noi le vom colecta și vom încerca să le popularizăm către cât mai mulți dintre cei care sunt dispuși să vadă, să înțeleagă și să fie un pic mai informați în fiecare zi, în sprijinul acestor pacienți. Domnul profesor. Noi avem încă foarte multe probleme de rezolvat, sau nu de rezolvat, ci de luat în calcul. Și mă gândesc la confortul pacientului, indiferent că este un pacient care e infectat cu HIV, că e infectat cu virus hepatic B, cu C, cu herpes virusuri, cu ce vreți vreau. Și anume, modul de gestionare a medicației prin livrare la domiciliu. Ar fi un element de confort nemaipomenit pentru acești oameni, care acești oameni trebuie să scutească de la serviciu o dată pe lună sau o dată la două luni să vină să-și ia medicamente. Și prima dată întreabă șeful, da, ce ai? Păi am nu știu ce afecțiune. Te pot ajuta cu ceva, că știți, în România e sistemul cu pila. Da, vrei să sun pe cineva, să-ți caut notul? Nu, că mă descurc. Îi spune o dată, îi spune de două ori, îi spune de trei ori, dar pe urmă, bă, chiar așa, în fiecare lună, tu ai câte treabă la doctor. Și aici trebuie să lucrăm noi, pentru că știm această problemă. Am discutat-o la nivelul Ministerului Sănătății și am luat un calcul pe drum. Acum, nu toată lumea o să aibă acces la un astfel de serviciu, pentru că pe noi ce ne interesează e acel nedetectabil egal netransmisibil. Și trebuie să ne asigurăm că persoana respectivă înțelege clar ce are de făcut, că și-a în fiecare zi acea tabletică, da? Sau două tablete, că sunt cazuri în care au două tablete, și rămâne nedetectabil. Și atunci nu mai prezintă un risc pentru nimeni de jurul lui. Dacă toți am înțelege acest lucru, probabil că în 10, 20, 30 de ani de zile, dacă vom mai face încă o emisiune, vom spune, uite, am reușit să facem acest lucru. Și spun asta pentru că în urmă cu 30 de ani, împreună cu colegii de la GSK, am pus bazele Academiei în care suntem acum, HIV-SIDA, și ei au pus prima finanțare de 100.000 de euro la vremea respectivă. Cu ei, pe urmă, am început să facem reparații la pavilionul 3, unde am avut un compartiment. Tot cu ajutor și cu finanțare de la companiile de farmaceutice, am făcut primele clase în institut. Da? Am luat legătura cu o școală vecină, am ajuns profesor, tocmai ca să ne asigurăm un drept la educație. Și am făcut foarte bine, pentru că acum, uitați, sunt arhitecți, sunt doctori, sunt ingineri, au propriilor joburi. Că de-aia spuneam, știi da. Tu cine, cum e șeful tău? Habar n-ai, deci care e problema ta? Într-adevăr, perspectiva atunci când vorbim despre infecția HIV s-a schimbat cu poate nu ne-am fi așteptat în ultimele decenii. Iar așa cum spunea și dumneavoastră, domnul profesor, și dumneavoastră, boala cred că
didactic. Cred că am putea să împărțim între o boală a pacientului și o boală a societății. Noi am vorbit astăzi despre ambele perspective. Boala societății legată de infecția cu HIV e în mintea fiecăruia dintre noi, de fapt, și se numește stigmatizare. Și da, vă recomandăm și dumneavoastră să nu vă feriți privirea atunci când aveți de-a face cu acest subiect, în primul rând, și să vă gândiți că industria farmaceutică, mediul decizional politic, mediul medical, a transformat ceea ce era un subiect critic din perspectiva sănătății publice într-o poveste de succes. Domnul profesor Adrian Străinu Cercel, mulțumesc foarte mult pentru găzduire și pentru discuția de astăzi. La fel, Dania Constantinescu, general manager GSK România, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi, iar dumneavoastră nu vă feriți privirea și rămâneți în continuare pe raportul de gardă.ro.